Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit! Astăzi voi pregăti hummus cu cartofi dulce. Este nemaipomenit de gustos și foarte simplu de pregătit. Pentru această rețetă vom avea nevoie de o conservă de năut, varianta cea mai rapidă, un cartof dulce, 350 de grame, pastă tahini, pastă de susan, ulei de măsline, fulgi chili, 3 grăunți de usturoi, o lămâie, 15 grame de ardei roșu iute, chimion și sare. Am curățat cartoful dulce, iar acum îl voi tăia în bucăți, cuburi, și îl vom da la cuptor la temperatura de 200 de grade pentru circa 30-40 de minute. Puteți opta ca să-l și fierbeți, dar va fi mai zemos și nu la fel de gustos cum este cel copt. Voi adăuga acum sare și puțin ulei de măsline. Va merge la cuptor. Cartoful dulce este gata. Am așteptat să răcească puțin, iar acum îl vom pune în blender. Vom străcura năutul de lichid, dar nu vom arunca lichidul, deoarece vom avea nevoie de câteva linguri de lichid. Năutul din conservă. Grăunții de usturoi. Ardeiul iute curățat de semințe. Seama de la lămâie, 100 de ml. Chimion, o jumătate de linguriță. 2 linguri bune de pastă de susan, tahini. A mea este puțin mai groasă. Dacă este mai subțire, puteți pune chiar 3. Două linguri ulei de măsline. Iar acum, pentru început, voi pune 6 linguri din lichidul din conservă, de la năut. Dacă mai este nevoie și dorim o consistență mai subțire, vom mai adăuga. Vom blendui bine. Verificăm consistența și gustul. Consistența este destul de mulțumitoare pentru mine. Iar la gust, foarte bun, dar mai trebuie o lingură de tahini. Perfect. Acum ce ne rămâne de făcut este să-l aranjăm frumos în farfurioară. În acest fel voi așeza în mijloc câteva boabe de năut, fulgi de chili, și ulei de măsline. Aceasta a fost rețeta mea de astăzi, de hummus cu cartof dulce copt. Sper să vă placă și vouă la fel de mult cum ne place nouă. Numai bine și pe data viitoare cu o nouă rețetă. La revedere!